Dacă ați fost atenți la discuția de mai înainte cu Luminița, ați observat că ne-a făcut așa niște recomandări, apropo de anul viitor, să ne mai așezăm, să mai stăm noi cu noi, să mai medităm, să ne regăsim, știți, călătoriile acelea pe care le putem face către sinele nostru, către esența noastră. Eu zic că e un bun moment, uite, în ianuarie, de exemplu, să ne punem acolo și intențiile, dar să și încercăm, poate cine știe, să mergem într-un retreat, să ne deconectăm de agitația urbană și să vedem ce putem să descoperim apropo de propria persoană. Vreau să povestim mai multe despre acest subiect cu invitații noștri dragi, Nușa Buceac, psihoterapeut, și Adrian Moldovan, yogi alchimist. Bine v-am găsit, dragilor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Da. O plăcere de fiecare dată să ne vedem și vreau să povestim mai multe. Uite că s-au legat foarte bine lucrurile, apropo de energia anului viitor, că nimic nu e întâmplător, da? Că în 2023, da? Trebuie să ne conectăm mai mult, să medităm mai mult, să ne mai așezăm noi cu noi. Și uite, am o curiozitate, Nușa, vreau să-l întreb pe Adi, pentru că te numești așa yogi alchimist, da? Funcția ta este de yogi alchimist. Ce presupune asta? Ce înseamnă? Păi, yoga este alchimie, de fapt. Vorbim de yoga, să zicem, nu cea uzuală din Europa, unde e mai mult o parte fizică, stretching, hatha yoga. Yoga are și alte fațete pe care europenii încă nu prea le-au gustat. Și eu mă raportez la o sursă pe care o știu de foarte mulți ani, din yoga, din partea de sud a Indiei, unde maestrii aceia erau niște ființe, sau sunt, că trăiesc încă, se pare că au trăit mult timp. Mult înseamnă peste sute de ani. Peste 100 de ani, dar da. Se poate. Și alchimia cu asta se ocupă, cu viață lungă și cu calitatea vieții crescute. Sunt două ingrediente importante. Asta este foarte important, că da. Una este să trăiești mult și bine și alta este să trăiești mult și să ai niște probleme de sănătate. Noi vrem să trăim mult și bine, să fim sănătoși. Exact. Și atunci este vorba despre acest lucru. Yoga și alchimie pusă la un loc. Foarte interesant, dar să știi că mai am întrebări pentru tine. Vreau să știu exact așa cum funcționează și ce faci tu pentru cei care vin acolo în retreat-uri. Nușa, povestește-mă mai mult despre partea aceasta de regăsire, uite, de sine. Pentru că trebuie să faci în curățenie acolo, da, și trebuie să ne uităm și în trecut, să punem la loc lucrurile acolo, să fie în regulă, așa să nu ne afecteze în prezent. Uite, cum lucrezi tu cu cei care vin și încearcă astfel de experiențe în retreat-uri? În retreat și în retreat-uri, în general, se lucrează, deci eu, ca metodă, lucrez pe metoda constelațiilor. Fiecare poate să-și lucreze o anumită temă sau sunt anumite exerciții sistemice care sunt lucrate de toată lumea. În retreat-ul din Sri Lanka, care va fi acum curând, așa, în ianuarie, acum vine, da? Pe 20 ianuarie începem, unde va fi și Adrian și încă alți colaboratori din marea familie Kigam, cum zicem noi. Așa. Și profit să-ți dau, că ai fost cu minte. Am fost cu minte. Mulțumesc, și moșul ți-a adus un dar de la Kigam. Mulțumesc, ce frumos. O să te lămuresc, Adi, mai bine despre ce ți-a adus moșul, pentru că ai fost cu minte. Elixir și o lumânare. Ia să povestesc, să mă înveți cum să le folosesc. Mulțumesc foarte mult. Da, o și revenind la ce vom face acolo, Adrian va avea și el o parte de a lucra cu respirația, mai sunt alți colaboratori, Adelina, pe care o cunoști foarte bine, ea va veni un pic cu nutriția, cu simțurile implicate în nutriție, să cunoaștem mai bine cum ne hrănim și fizic, și emoțional, și spiritual. Va fi și Octavian, care va oferi un masaj mai deosebit. Și în rest lucrăm constelații, exerciții sistemice de a ne găsi partea aceea din noi care este minunată, este frumoasă, este superbă, dar este de multe ori îngropată în foarte multă durere și suferință. Și atunci e cazul să dăm la o parte acest înveliș de durere, de suferință, de traumă, ca să ajungem la acea parte sacră și minunată din noi. Nu-i simplu, dar merită, zic eu, tot efortul pentru într-adevăr. Și să nu ne temem că o să plângem, să nu ne temem că o să plânsul eliberează, arată că ai atins o emoție, pentru că plângem și de fericire, plângem și de supărare. Țipăm, urlăm,
ne descătușăm și în Sri Lanka o să fie minunat, pentru că acolo avem și apă, avem și palmiere, avem și soare, avem căldură. Și când ne gândim că aici la București va fi cam cum este acum afară, sau poate chiar mai frig, da. Eu zic că ne va veni așa dragul să mai săpăm un pic în interiorul nostru, pentru că vom putea poate mult mai simplu și mai ușor să prelucrăm și să metabolizăm schimbările care au loc. Așa este, și timpul curge altfel când ești plecat, uite, într-o astfel de experiență și nu mai te gândești că mai ai cine știe ce lucruri de făcut, parcă îți dai așa un reset și avem nevoie de așa exact. Ceva. Exact, și mai este un aspect foarte interesant, întotdeauna când plecăm din spațiul nostru de confort, chiar, nu știu, până la Sinaia. Da, corect, da, chiar și pentru două zile. Exact, da. Chiar și pentru câteva ore dacă chiar plecăm. Da. Așa este. Este o cale de a ne dezvolta, pentru că se întâmplă tot felul de chestii. Nu știu, se întârzie, e aglomerat, o rezervare care o aveam făcută se încalecă cu alta și ne trezim că suntem 2, 3, 5 persoane sau ni s-a anulat rezervarea. Și atunci asta este o metodă de a ne uita la noi și de a vedea cum reacționăm. Exact, da, da. Exact. Așa este. Exact. Miros înnebunitor, ca să zic așa, aceste produse, cum se folosesc, de exemplu? Aceasta este o lumânare, uite, pentru cum se fac întâi, da, și cum se fac, ia să vedem. Da, cu Kigam ne-am jucat așa. Așa. Și am creat produse specializate. De exemplu, gama de lumânări de 4 elemente. Pământ, apă, foc și aer. Acolo aveți o lumânare de aer, care e foarte potrivită când vreți să fiți mai inspirat, mai relaxat, să aveți un moment de inspirație și de creativitate. Foarte frumos. O deschideți, dați foc și o țineți o oră, două, după aia opriți. Poți să și meditezi, de exemplu. Da, se poate medita da? Pe ea. Da. Are un miros destul de puternic și e complet naturală, adică nu am pus niciun element chimic, să spunem, în ea. Ceea ce e foarte important. Și le facem cam de vreo, nu știu, 5-6 ani. Oamenii au fost încântați până acum. Cu siguranță. Și uite, vreau să ne mai povestești apropo de beneficiile alchimiei. Uite, că tot vorbeam, da? Yogi Alchemist, da? Apropo de partea aceasta yoga care se studiază și se practică acolo în sudul Indiei. Cum vom resimți transformările pe propria persoană? Păi ne-am propus cu aceste retreat-uri să ne ocupăm de simțuri. E un element important, de obicei omul ce are la îndemână nu bagă în seamă. Da? 5 simțuri, aparent simplu. Da, le avem cu noi, le avem le folosim, tot timpul, da. Uităm că există și nu prea le folosim. Da, nu le folosim conștient, ca să punem acest accent. Și ne-am propus să umblăm un pic, să lucrăm la ele, câte așa pe rând, ca să putem dezvolta atenția pe ele și să le putem purifica. Pentru că simpla atenție, simpla în ghilimele, purifică, da? Orice, da? Inclusiv simțurile. Simțurile înseamnă minte. Mintea înseamnă corp și tot așa. Adică ne-am propus să creștem un pic calitatea vieții și ca tema așa este ca omul care vine acolo să plece cu niște semne de întrebare și cu niște beneficii. Adică să spună întrebarea ce poate să facă el mai bine după în viața lui. Foarte interesant. Uite și mă gândesc la tine pentru că ești psihoterapeut și cam știi așa care sunt problemele oamenilor care îți vin la tine în cabinet. Uite cu ce gânduri vin oamenii, de exemplu, în retreat-uri. Ce caută ei de fapt? Cumva caută exact ce spunea Adrian, o stare de bine, caută să le fie mai bine, pentru că acum toți, indiferent, și eu și tu și toată Adrian, lumea care să avem anumite aspecte din viața noastră care nu sunt chiar așa cum ne-am dorit noi să fie. Da. Și atunci pe acele aspecte, dacă noi punem atenția și căutăm să vedem de ce, care este motivul pentru care ele nu sunt așa cum ne-am dorit noi să fie, în acel moment încep să vină răspunsurile. Și exact cum spunea Adrian, dacă noi suntem atenți și urmărim și lăsăm să iasă și să vină informația, vedem care este motivul pentru care se întâmplă niște chestii sau nu se întâmplă niște chestii pe care ne-am dorit să se întâmple.
Și tot fiind atenți la simțuri, adică la miros, la gust, la văz, la auz, la simțul tactil, încep să iasă informații care au blocat și care au împiedicat aceste simțuri să se manifeste la plenitudinea lor. Și lucrând diverse teme, de la relația cu mama, relația cu hrana, relația cu o frică, relația cu o anumită boală, relația cu o anumită persoană cu care suntem în ciufuleală, încep să iasă informații. Și aceste informații ieșind le putem prelucra, le putem da drumul și putem, practic, să ne conectăm cu partea aceea frumoasă și profundă din noi, care să ia din viață ce frumos și să ia bucuria, să acceseze mult mai ușor bucuria. Uite, și mă gândesc așa că mereu ne plângem că suntem foarte obosiți, că n-avem chef, că tot alergăm încolo, încoace, ne simțim epuizați la finalul fiecărei zile. Și asta are mare legătură și cu energia noastră vitală. Uite, vreau să te întreb așa, cum putem să ne potențăm această energie vitală și mai ales, uite, prin practicarea yoga? Păi, să începem de ce suntem obosiți. Pentru că facem lucruri care nu ne plac. Da? De acolo trebuie să pornim. Te simți constrâns, te simți... Da, constrâns, da. Împins, pus la colț, nu-ți place, faci că trebuie. Că trebuie, da. Faci foarte mult că trebuie. Și facem cam multe lucruri pentru că trebuie și nu le simțim. Și de atunci, din momentul ăla dispare vitalitatea. Când dispare trăitul în prezent, dispare vitalul. Dispare, apare oboseala. Așa este, da. Cumva trebuie să ne resetăm modul de a gândi și de a simți. Adică dacă schimbăm aceste două paradigme, începe și viața noastră să se așeze altfel. Nu întâmplător am pus Sri Lanka, când ne întoarcem la povestea noastră, pentru că acolo simțurile sunt foarte stimulate. Avem mirosuri, că este un fel de junglă. Este o vegetație extraordinară, exact, acolo în Sri Lanka, da. Gusturi, că avem mâncare foarte diversă și fresh. Văzul, vedem foarte multe lucruri în natură și, da, deci nu peisaje industriale sau urbane. La fel și auzul, tot felul de mare... Un ciripit, ciripit ceva, o mamuțică, da. Ce este pe acolo. Adică, cumva, simțurile primesc niște informații naturale. Și asta e un stimul bun ca să ne ajute să putem purifica simțurile. Uite, și vreau să-mi spui așa, cum facem după ce plecăm din retreat să păstrăm această stare cu noi și să o menținem, că asta este provocarea, știi, adică mă duc acolo în retreat, lucrez cu mine, aflu, primesc niște instrumente, dar vreau să știu mai departe cum facem, uite, până la următorul retreat. Păi, e foarte simplu, punem atenția pe noi și în momentul în care sunt atentă la mine și apare o stare de disconfort, mă întreb, care este motivul? Ce este în spatele acelei stări? Și dacă eu îmi liniștesc mintea și mă liniștesc și pe mine, informația care este motivul pentru care am acea stare, vine. Și aflu. De ce? Nu știu, am mâncat ceva, m-am supărat pe nu știu ce, da. N-am privit nu știu ce, am acceptat o presiune care se pune pe mine. Adică sunt milioane de motive pentru care. Dar când suntem cu atenția pe noi, și e o vorbă care se știe, unde pui atenția, acolo merge energia. Și dacă eu pun atenția pe mine, atunci energia se duce la mine și atunci acea energie îmi scoate informația care este importantă pentru mine și dacă vreau să fac ceva cu informația care vine, fac. Dacă nu, nu fac și rămân în continuare nemulțumită, supărată, ideea ar fi tensionată. Să facem ceva, într-adevăr. Exact, exact. Da. Pentru că într-un retreat tu înveți niște lucruri, cureți, eliberezi. Dar dacă după aceea nu duci acea experiență și acea practică și în viața cotidiană... E degeaba. Adică ai făcut acea călătorie degeaba. Exact. Și revii la vechile tipare. Adică un picuț dacă schimbăm paradigma da. Și punctul de vedere cu un milimetru, dacă ne-am mutat din perspectiva din care privim, se întâmplă da. Totuși cu totul altceva. Da, să învățăm să facem și altfel lucrurile, să nu mai stăm cu ochelarii aceia de cald. Și să rămânem în aceleași tipare limitative da. Și toxice în care funcționăm aici în urbanism. Da, așa este. Uite, și vreau să vă întreb apropo de alimentație, acolo în retreat. Apa bun, dar o să fie predominant vegetarian, nu?
Sau mâncăm și pește? Mâncăm și pește? Noi asigurăm vegetarian. Așa. Știu că acum, se lucrează vrea, așa. Cine vrea pește, oceanul este foarte aproape. Te duci în gulești cu sulița. Dimineața vine cu barca, se poate rezolva. Da, asta apropo de energie, pentru că știu că atunci când mănânci carne, corpul consumă foarte multă energie ca să digere acea carne. Da, noi nu suntem carnivori, suntem vegetariani de 30 de ani. Uh-huh. Da, cine vrea, se poate. Nu încurajăm, dar nici nu ne opunem. Dar e de încercat, adică da. Pe perioada retreat-ului, de ce să nu o da. Faci? Pentru că te vei simți altfel. Asta știu din ceea ce mi s-a spus. Da. Uh-huh. Mai sunt locuri? Cred că da. Cred că da. Nu eu sunt cea care mă ocup exact de lista celor care... Dar cred că mai sunt. Și dacă mai sunt, se vor ocupa. Da, și chiar dacă nu mai sunt, mai avem pensiuni în jur sau locații de cazare unde putem pot să-i acomodeze, caza persoane, da? Exact, și care să vină să lucreze împreună cu noi acolo în locul unde stăm noi, cei care... Grupul, da. Da, cu grupul. Deci da. Pe 20 ianuarie, gata, plecați în Sri Lanka. Adrian pleacă mult mai devreme. Ei, Adrian el cu Gașca pleacă mai devreme. Dacă mai devreme, că ei mai au un retreat înainte. Așa eu este. Mă duc puțin. Tu te duci, într-adevăr. Da. Vă mulțumesc tare mult. A fost mulțumim o plăcere să povestim despre aceste experiențe. Sper să le trăim și noi măcar o dată în viață, să încercăm puterea transformatoare a unui retreat și vă mai așteptăm cu mare drag păi la venim noi. Să povestim cum păi a fost. Să povestim și să veniți cu poze, cu videouri și să vedem și noi ce am ratat, ca să zic așa, și să aveți sărbători minunate, mulțumim. Să vă meargă din plin anul viitor și să ne revedem cu bine, cei trei prieteni. Vă mulțumim!